Bună ziua, stimați cetățeni și reprezentanți ai mass media! Până la împlinirea a 3 ani de la începerea mandatului actualului primar, au mai rămas mai puțin de 30 de zile. În 2019, candidatul Ion Ceban promitea locuitorilor Chișinăului un șir larg de soluții pentru problemele orașului. Așa cum a arătat timpul, acele soluții pe care le promitea Ion Ceban în 2019 au rămas doar la nivel de promisiuni electorale. Iar chișinăuienii în continuare simt pe proprie piele ambuteiajele kilometrice, transportul public care mereu întârzi și este arhiplin, lipsa acută de locuri în grădinițe și școli, lipsa acută de locuri de parcare, blocuri locative nereparate și multe altele. Iată că au trecut 3 ani de mandat și apare întrebarea. Câte din promisiunile lui Ivan Ceban în campania electorală făcute au fost implementate și câte nu? Dacă să luăm programul electoral din 2019 și să mergem pe fiecare promisiune, vom constata că acestea în timp s-au transformat în minciuni ordinare. Din păcate, în 3 ani, multe se uită. De aceea, vom lua și important să revenim la ele și să vorbim despre fiecare promisiune făcută și să amintim cetățenilor despre acestea. Așa că următoarea lună vom lua capitol cu capitol programul lui Ion Ceban din 2019 și vom analiza cele promise și cele făcute de către primar. Astăzi începem cu una din cele mai dureroase probleme pentru toți chișinăuienii, transportul public și infrastructura pentru pietoni și automobile. În anul 2019, Ion Ceban promitea: transportul public va circula în strictă conformitate cu orarul. Vor fi create parcări municipale în zonele aglomerate ale municipiului Chișinău. În termen de 3 ani, vor fi construite parcări la toate intrările în oraș cu acces la transportul public. În termen de 4 ani, vor fi construite parcări multietajate în fiecare sector. Vor fi puse în aplicare soluții tehnologice inteligente pentru fluidizarea traficului rutier. Astăzi, din păcate, niciuna din aceste promisiuni nu a fost realizată. Transportul public, cum întârzia, așa și întârzie, iar atunci când vine, este de cele mai multe ori arhiplin. În tot orașul nu există practic nicio parcare amenajată de către municipalitate, iar șoferii își lasă automobilele unde le se nimerește, blocând deseori trotuarele. Cât ține de aplicarea soluțiilor tehnologice inteligente, noi credem că cetățenii se așteptau la ceva mai mult decât taxatori cu terminale POS la gât. Fracțiunea PAS din Consiliul Municipal Chișinău mereu a pledat pentru o abordare sistemică în ceea ce privește reformarea sistemului de transport public municipal. Anume, din aceste considerente, am insistat în primăvara anului 2020 să fie creat grupul de lucru care a venit cu un plan de reînnoire a parcului urban, a transportului public și a unităților de transport public din sistemul rulant a transportului public. Planul de reînnoire prevedea un șir larg de acțiuni care, odată realizate, ar fi crescut calitatea și eficiența sistemului de transport public municipal. În primul rând, planul prevedea achiziționarea de unități public de transport. Dar cele mai importante prevederi țineau nu de noile unități de transport, ci de reforma sistemului în sine, și anume revizuirea rutelor, realizarea unui audit financiar și funcțional la cele două întreprinderi municipale, și anume Regia Transport Electric și Parcul Urban de Autobuse, unificarea celor două întreprinderi, implementarea etichetării electronice și benzilor dedicate. Totodată, pornind de la ideea necesității asigurării unui transport calitativ și confortabil, colegul nostru Alexandru Trupca a elaborat și promovat în Consiliul Municipal Chișinău standardele de calitate a transportului public din municipiul Chișinău. Din păcate, Ion Ceban a uitat despre promisiunile făcute în campanie electorale
Și singurul lucru real pe care l-a făcut pentru dezvoltarea sistemului de transport public a fost că a cumpărat câteva unități de transport public, mai corect spus 100, în timp ce planul aprobat de Consiliul Municipal Chișinău și banii alocați pentru aceasta prevedea achiziționarea a 250 de autobuse și încă alte 70 de troleibuse. Ion Ceban s-a prefăcut că nu vede toate aceste prevedere ale deciziei Consiliului Municipal Chișinău și a umblat la modificarea acestei decizii de mai multe ori pentru a promova achiziționarea unor autobuse învechite cu o vârstă de peste 13 ani. În rest, nimic din ceea ce trebuia și se putea de făcut în ultimii 3 ani nu s-a făcut. Acum, privind în urmă, constatăm cu regret că singurul lucru pe care, de fapt, l-a făcut Ion Ceban în domeniul transportului public a fost să cumpere câteva autobuse. Ei bine, și câteva troleibuse, care, de fapt, le-a cumpărat și chirtoacă. Însă asta nu a schimbat calitativ nivelul serviciului de transport în municipiul Chișinău. Pentru asta era nevoie de ceva mult mai mult și o implicare și mult mai sistemică. Din păcate, o astfel de sarcină este prea grea și complicată pentru Ion Ceban. Tot la ce este el în stare să cheltuie bani și fără să aducă un impact real pentru chișinăuieni. În concluzie, avem 3 ani de mântuială pe domeniul transportului public din Chișinău. Pietonii nu se simt în siguranță pe trecerile de pietoni pentru că primăria nu le amenajează. Transport public care stă îmbutiaj împreună cu miile de automobile pentru că nu au fost create suficiente benzi dedicate. Mașini parcate pe trotuare din cauza inacțiunilor lui Ceban privind amenajarea parcărilor promise la intrările în oraș, în sectoare și în locurile aglomerate. Transport care întârzie și mereu este plin. Din tichetarea electronică, în general, și-a bătut joc. Taxatorii sunt nevoiți să poarte aparatele de casă la gât, într-o mână pachetul cu bani, în altă mână cu bilete, de unde vrei, ba din Barnaul, ba din Bălți, ba făcute la o imprimantă simplă. Cât de mult n-ar încerca Ceban să îmbete lumea cu fotografii frumoase și cu concerte, în realitate fiecare cetățean simte acel așa zis confort. Atunci când pornește la muncă dimineața și urcă în transportul public, murdar și plin sau care vine cu întârziere în ambutiajele kilometrice. Mai departe, despre transportul public în suburbii, va vorbi colegul Sergiu Lazarencu. Bună ziua, stimați locuitori ai municipiului Chișinău. Mă numesc Sergiu Lazarencu. Sunt deputat responsabil de suburbiile Chișinăului. Din păcate, în viziunea lui Ion Ceban, reformarea transportului public a însemnat doar procurarea celor 100 de unități de transport. Domnul primar a uitat despre etichetare electronică, despre conform, standarde de calitate, dar cel mai important este că domnul primar a uitat și nu dorește să contribuie la rezolvarea problemelor din transportul public din suburbii. Astăzi, peste 130.000 de oameni locuiesc în localitățile din zona metropolitană a Chișinăului. Peste 60.000 de oameni vin zilnic la Chișinău pentru că lucrează în Chișinău. Din păcate, majoritatea dintre aceștia nu au acces la transport public sau, dacă au acces, este unul foarte limitat. Chiar dacă în ultimii ani au fost pe alocuri suplimentat, numărul de rute care face legătura cu Chișinăul este foarte mic, raportat la numărul de populație care este în continuă creștere. În continuare, voi vorbi despre cele mai stringente probleme care se confruntă suburbiile. Un exemplu elocvent al acesta este localitatea Goianu Nou, din comuna Stăuceni. De mai mulți ani, comunitatea locală solicită transport public în Goianu Nou. Primarul nu vrea să audă solicitările. Vorbim aici iarăși despre Goianu Nou. Din păcate, de mai mulți ani, locuitorii Goianu Nou solicită deschiderea unei rute
Goianul Nou, Chișinău. Primarul se face că nu-i aude. Astăzi, locuitorii Goianului Nou trebuie să facă 3 km până la o stație de transport public, și anume până în comuna Ciorescu. Ori vă închipuiți cum mamele, copiii, persoanele vulnerabile trebuie să facă acest transport zilnic. Astăzi, comuna Stăuceni a găsit o soluție temporară pentru a ajunge din Goian până la Ciorescu, dar este nevoie de o soluție de durată și solicit primarului să audă locuitorii din comuna Stăuceni, și anume din satul Goianul Nou. O situație similară este în localitatea Văduleni din orașul Vadului Vodă, unde oamenii sunt nevoiți să meargă kilometri până la ajunge la un transport public, și anume în Vadul Vodă. În luna mai, la invitația consilierilor locali, am avut o vizită în Văduleni, unde localnicii ne-au spus că de ani buni nu au transport public și că la toate demersurile către primărie nu au primit absolut niciun răspuns. Vreau să menționez, conform strategiei pe care au votat-o colegii mei din CMC, primăria era obligată să procure transport public de mici dimensiuni, dar vedem că nicio unitate nu s-a cumpărat. Domnule primar, este timpul ca măcar în ultimul an să vă îndepliniți promisiunile și să asigurați suburbiile cu transport. Noi ne dăm seama că vă ocupați mai mult de campanie politică și vă ocupați să creați comodități doar în zone unde ați putea avea un electorat mai mare. Dar totuși, haideți să nu facem diferență între cetățeni. La fel de gravă este situația de transport public din orașul Durlești. Este cea mai mare suburbie din Chișinău. Începând cu anul 2014, numărul unităților de transport care face legătura dintre Durlești și Chișinău a scăzut foarte mult. Microbuzele au fost scoase de pe rută, iar troleibuzele și autobuzele care s-au pus în loc nici pe departe nu fac față fluxului de cetățeni. Rutele nu circulă prin toate zonele orașului sau măcar cele mai aglomerate, orarul nu se respectă, iar oamenii sunt nevoiți să aștepte ore întregi până a se urca într-un transport public. La fel, unii oameni sunt nevoiți să parcurgă distanțe lungi pentru a ajunge pe strada Alba Iulia la cel mai apropiat mijloc de transport. Un alt caz despre care s-a discutat mult în presă și spațiu public este cazul din orașul Codru. Mai bine de 3 ani, locuitorii din orașul Codru duc lipsa strigentă de transport public accesibil și calitativ. Vorbim de două zone importante unde locuiesc mii de cetățeni care sunt nevoiți să parcurgă pe jos kilometri până la cel mai apropiat punct de transport public. Accesul din orașul Codru spre sectoarele Botanică, Ciocana și Râșcani este parțial acoperit de ruta 173. Dar această rută în prezent nu are grafic stabil, iar în curând își va sista activitatea. Respectiv, zona Schinoasa, care este o zonă foarte aglomerată, urmează să rămână fără transport public. Dacă vorbim despre localitatea Bugești, în genere nu are transport public direct spre Chișinău. Prin urmare, oamenii din Bugești pot ajunge în Chișinău doar prin folosirea rutei de autobuz care vine din Vadul Vodă. Dar vă închipuiți că cei care vin de Vadul Vodă vin super aglomerate transporturile publice, autobuzele aglomerate, și respectiv oamenii nu au efectiv cu ce ajunge la muncă. Este doar o rutieră care nu are un grafic stabil și la care tariful este mare de 9 lei. Respectiv, este urgent nevoie de a suplini cu o rută Budești-Chișinău. Îngrijorător este situația din Dubrava, din comuna Trușeni. Acolo este doar un singur microbuz, numărul 103, care nu are orar stabil de circulație, iar locuitorii care așteaptă în stație habar nu au când el vine și când nu vine. Mai critică este situația în weekend, când sâmbătă, de exemplu, acest microbuz vine odată în 4 ore, dar duminica, în genere, nu circulă niciun transport din Dumbrava. Din păcate, nicio solicitare privind transportul public din partea suburbiilor nu a fost soluționată, iar de fiecare dată răspunsul era că nu sunt unități suficiente de transport. Iar atunci când colegii mei din CMC au propus la ultima ședință achiziționarea de transport pentru fiecare localitate din suburbii, primarul Ceban și echipa lui din CMC a refuzat să o facă fără niciun motiv întemeiat. În final, solicit direcției transport a primăriei Chișinău să fie mai transparentă în acțiuni, să aibă o colaborare mai bună cu primarii. Astăzi, primarii află în aceeași zi că apare o rută sau se scoate o rută. Dar cine știe mai bine problemele decât primarii și APL-ul? Este nevoie de o comunicare mai strânsă între Chișinău, primăria Chișinău și suburbiile Chișinăului. În calitate de deputat responsabil de suburbii, îi sugerez lui Ceban și el să aibă o comunicare mai bună și pe probleme transportului, dar și pe alte probleme.
măcar în ultimul an să-și aducă aminte de problema transportului în suburbii. Ca să nu mai vorbesc despre faptul că Cioban a promis că va institui o funcție de viceprimar responsabil de suburbii și nu a făcut-o. De asta, multă vorbă și mai puține fapte. Vreau să vă mulțumesc presiei că a dat curs acestei invitații și dacă aveți întrebări, vă rog să le adresați. Dimisia, Ioan Cioban și Ilie Cioban. Dimisia! Bravo, corect ați spus. Dimisia. Dacă nu mai sunt întrebări, corect, despre transport, corect, mulțumim mult!